Deschidem cuvântul lui Dumnezeu la cartea scrisă de Apostolul Pavel și adresată bisericii din Roma, Roman, capitolul 12, de unde voi citi un singur verset, un verset pe care toți pocăiții cu siguranță îl știu pe din afară și aceia dintre voi care veniți din afara unei biserici evanghelice, cu certitudine ați auzit versetul acesta măcar o dată în viață. Și apoi, ca predica să fie destul de lungă, pentru că de cântat am văzut că știți să cântați și sunt absolut convins că având un păstor predicator care predică și el lung ca mine, sunteți obișnuiți și să ascultați predici. Așa că, pe lângă fragmentul biblic din Roman, capitolul 12, voi citi și din cartea lui Daniel, primul capitol, câteva versete. Roman, capitolul 12, versetul 2. Apostolul Pavel, adresându-se bisericii din Roma, spune, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Adică să nu vă lăsați limitați de ceea ce spune lumea asta că sunteți, ci să vă prefaceți, și când zice să vă prefaceți, evident că nu se referă la sensul la care noi ne gândim în mod uzual, obișnuit, când zici despre cineva că e prefăcut, spui despre el că e ipocrit. Dar aici, sensul cuvântului este acela de schimbare sau de transformare. Și foarte interesant că în originalul grecesc, verbul acesta este la o formă pasivă, adică să vă lăsați schimbați, să vă lăsați transformați. Recitesc versetul ca să-l înțelegem și mai bine. Să nu vă lăsați limitați de chipul veacului, adică de sistemul de valori al lumii în care vă aflați, ci să vă lăsați transformați prin ce? Prin înnoirea minții. Sau înnoirea minții înseamnă metanoia, procesul de transformare lăuntrică pe care Dumnezeu îl face în noi atunci când ne convertim și prin care orice om care vrea să facă parte din biserică trebuie să treacă. Ci să vă lăsați transformați prin metanoia, prin înnoirea minții voastre, pentru ca mai apoi să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, care este bună, plăcută și desăvârșită. Dar vreau să vă spun ceva, oameni dragi. Până când nu lucrează Dumnezeu în noi, până când nu ne lăsăm transformați de Dumnezeu prin înnoirea minții, adică prin procesul acesta al nașterii din nou, nouă voia lui Dumnezeu nu ni se pare nici bună, nici plăcută, nici desăvârșită și de cele mai multe ori nu o pricepem și nu o putem înțelege. Dar în momentul în care nu ne mai lăsăm transformați de sistemul de valori al lumii în care trăim, ci ne lăsăm transformați de Dumnezeu prin înnoirea minții noastre, deodată înțelegem cum e voia lui Dumnezeu. Și acum, pentru că v-am avertizat, predica e lungă, citim și din cartea lui Daniel, pagina 857, Daniel capitolul 1, de unde voi citi câteva versete despre un om care se lasă transformat de Dumnezeu. Apropo, vă avertizez, titlul predicii este Lasă-te schimbat de Dumnezeu. Dacă am învățat un lucru în calitate de păstor, e că niciun om nu se poate schimba, doar Dumnezeu îl poate schimba. Daniel, capitolul 1, versetul 1. Versetul 1. Versetul 1 descrie realitatea istorică, versetul 2 descrie realitatea teologică. Versetul 1, că am văzut că aveți o grămadă de camere de filmat, reprezintă filmarea de jos. Versetul 2 e perspectiva divină, e perspectiva lui Dumnezeu, e filmat de undeva de sus. Fiți atenți, aceeași realitate din două perspective diferite. Primul cadru. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, care era împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a asediat. Asta este perspectiva omenească. E realitatea istorică, e o realitate pe care omul nu o poate schimba. Versetul 1 e diagnosticul pe care l-ai primit și nu-l poți schimba. Versetul 1 e realitatea din viața ta pe care oricât de mult te-ai străduit să o schimbi, nu o poți schimba prin propria voință. Versetul 2 însă ne prezintă lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Zice așa, Domnul, și asta îmi place așa de mult, Adonai, adică stăpânul, Domnul a dat în mâinile lui, adică în mâinile lui Nebucadnețar, pe Ioachim, care era împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Adică tot ceea ce părea o fatalitate era sub providența lui Dumnezeu. Dumnezeu e stăpânul universului. Vreau să mai zic o dată. Mie îmi place să vă predic în picioare, că știu că nu doarme nimeni. Mai zic o dată. Dumnezeu e stăpânul universului. Amin. Știu că sunt o grămadă de oameni cu teoria ale conspirației, că ne conduc masonii, că ne conduce nu știu cine. Dragii mei, Dumnezeu este stăpân.
din veșnicie în veșnicie. Doamne, Tu ești Dumnezeu! Acum, Biblia ne prezintă mai jos realitatea unor oameni obișnuiți din vremea aceea, duși în robie, care spune așa, în versetul 2, zice că Nebucadnețar a dus vasele din casa, în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, vasele luate din templu, și le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel, de neam împărătesc, de viță nobilă sau boierească, niște tineri, fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați în înțelepciune, cu înțelepciune, în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să învețe scrierea și limba caldeilor. Împăratul le-a rânduit, aici e o poruncă, e un imperativ, adică nu e o chestie, vă, dacă vreți, e bine, dacă nu vreți, iar e bine. Nu, împăratul le-a dat porunca asta, le-a rânduit. Pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul din care bea el, vrând să crească timp de 3 ani, da? 3 ani de spălare a creierului, prin care tinerii aceștia urmau să treacă printr-un proces, dar nu de înnoire a minții, ci de învechire a minții, dacă vreți. Un proces de transformare prin care să fie transformați din copiii lui Dumnezeu în copiii ai Babilonului. Timp de 3 ani, vrând să-i treacă timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume. Pentru că încearcă și strategia asta de a le schimba identitatea prin schimbarea numelor. Lui Daniel i-a zis Belșațar. Și cei care cunoașteți Biblia știți că Daniel, care înseamnă Dumnezeu, e cel care judecă, nu ajunge niciodată Belșațar. Belșațar înseamnă Bel, e cel care îl protejează pe împărat, nu Daniel. Vă aduceți aminte, inclusiv împăratul la un moment dat îl strigă, Daniele, a putut Dumnezeul tău să te scape, veșnic să trăiești împărate. Deci el rămâne Daniel, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Și acum ultimul verset pe care îl citesc zice așa, Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Și o altă traducere făcută tot de Cornilescu, și știu că aici am văzut o grămadă de tineri care au acces cu siguranță și la limba engleză, veți vedea că e puțin mai specific, zice așa, Daniel a hotărât în inima lui să nu se spurce. De ce? Pentru că, dragii mei, orice schimbare începe cu o decizie pe care o luăm în inimă. Și când spun inimă, nu mă refer la pompa asta care pune în mișcare tot sistemul circulator, ci mă refer la adâncul ființei tale. Decizia începe aici. Amin? Acesta e cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să vă așezați. Citeam nerăbdarea și chiar disperarea în privirea unora dintre voi. Vă las să vă liniștiți puțin, să respirați. Doar Dumnezeu poate schimba viața unui om. Știu că pare o banalitate pentru cei care sunteți în biserică, dar aș vrea să vă spun acelora dintre voi care în această zi poposiți aici, în această biserică penticostală, pentru că aveți în inima voastră, în mintea voastră, dorința de a se schimba ceva în viața voastră. Ați încercat o grămadă de metode, dar n-ați găsit nicio soluție. Nu știu dacă sunt neapărat un predicator bun, dar sunt un predicator care insistă foarte mult. Și o să repet de foarte multe ori în această seară. Doar Dumnezeu îți poate schimba viața. Ba, aș îndrăzni să vă spun unora dintre voi care poate ați venit aici aparent întâmplător. Chiar și așa, Dumnezeu îți poate schimba viața în seara asta. Poate ai venit în seara asta aici pentru că ai un prieten ce de multă vreme ți-a spus să vii la evanghelizare. Te-a bătut la cap o vreme îndelungată și din politețe în sfârșit ai răspuns și iată-te în seara aceasta aici. Nu neapărat cu gândul de a schimba viața. În ciuda acestui lucru, Dumnezeu îți poate schimba viața. Ești tânăr, ți-au spus părinții, treci la biserică, n-ai avut ce face. Ai urcat în mașină sau pe jos și iată că în seara asta ești aici. Vreau să spun ceva. În ciuda faptului că n-ai nici cea mai mică intenție să faci vreo schimbare, Dumnezeu se poate atinge de voința ta și El îți poate schimba viața. Prima biserică pe care am păstorit-o era o bisericuță.
Am fost ordinat într-o biserică mare, Alin știe, e vorba de Biserica Betel din Oradea, dar în același timp frații m-au trimis într-o bisericuță, lângă Oradea, să încep lucrarea pastorală. Și mi-amintesc de vremurile acelea ale începutului, când acolo am rămas la un moment dat cu Biserica Descoperită, asta dintr-o râvnă specifică tinereții, adică frații mi-au spus, cei care conduceau biserica și făceau parte din comitetul bisericii, mi-au spus că ar fi bine să renovăm biserica și eu am luat de bună treaba asta, în sensul în care am crezut că vor fi alături de mine până la terminarea lucrării. Au fost alături de mine până când am descoperit biserica. Și apoi am rămas cu ea așa. Și m-am trezit la lucru eu cu vreo doi frați, cel mai tânăr dintre ei, 80 și ceva de ani. Și rămânând cu biserica așa și fără bani și cu Biserica Descoperită, era vară și m-am rugat, Doamne, fă să nu plouă. Ce-i drept, n-a plouat sau a plouat, dar nu foarte tare. Nu mi-aduc aminte foarte exact. Au trecut vreo câteva săptămâni în care lucrările înaintau, dar cu ritm din ăsta așa, de melc, românesc. Și m-am tot rugat ca Dumnezeu să facă ceva. Și Dumnezeu mi-a trimis un bărbat de vreo 30 și ceva de ani, care avea o mamă în biserică, dar care n-avea habar de renovările noastre, căruia Dumnezeu i-a vorbit în vis, în mod explicit, să vină cu o anumită sumă de bani la biserică. A venit la mine într-o zi, în prima parte a zilei, și mi-a zis, domnul pastor, uite, mi-a spus visul, povestea e prea lungă și vreau să am timp să vă predic, nu cred că ne încadrăm într-o oră jumate. N-ați zis amin. Stați liniștiți. Visul a fost destul de complicat. Rezultatul era clar. A venit exact cu banii de care aveam nevoie să terminăm construcția. Dar când ai acoperișul la o parte, știți cum stă treaba. Praf, trebuie după aceea să renovezi. Omul s-a uitat și a zis, uite cum stă treaba. Eu aș vrea să vin să vă ajut. Avea o mică firmă de construit. Dar eu nu vreau să intru în biserică la pocăiți. Pentru că mie mama mi-a spus toată tinerețea că eu când intru în biserică, primul lucru pe care îl fac, eu o să cad în genunchi și mă pocăiesc. Și eu nu vreau să mă pocăiesc. Dar mi-a spus, îi las pe oamenii mei să vină să muncească alături de tine și alături de ceilalți. Iar eu lucrez, dar numai la exterior. Și mi-a plăcut treaba asta. Pentru că am știut întotdeauna, dacă am învățat ceva, încă de la începutul lucrării de păstor, de pastorație, am învățat că oamenii lucrează la exterior, Dumnezeu lucrează întotdeauna la interior. Așa că l-am lăsat pe omul nostru cu exteriorul. Și mi-aduc aminte când eram pe acoperiș, eram lângă el și ziceam, mă, fii atent, că dacă pici în biserică, când ai picat, imediat te pocăiți. O fost foarte atent. Am terminat construcția și n-a venit la biserică. Atunci când în sfârșit am terminat de construit, cu toate că ne-a ajutat substanțial. Dar odată, din obligație, cum poate unii dintre voi sunteți astăzi din obligație aici, din obligație față de o soră de-a lui, la o binecuvântare, m-a avertizat însă dinainte, mi-a zis, fii atent, domnul pastor, eu vin, dar eu nu mă pun în gerunți, cum zice Bihoreanu. Eu nu îngenunchez în fața nimănui. Eu vin la biserică, vin mai devreme, știu că voi pocăiții când ajungeți acolo vă puneți în genunchi, dar mie mama mi-a spus tot timpul că dacă ajung în biserică eu mă pun pe genunchi și mă pocăiesc. Și acum fac concesia asta, intru în biserică, dar eu nu îngenunchez. Și am zis, mă, stai liniștit, nu avem cameră de filmat pe tine, vin-o liniștit, pune-te acolo pe ultimul rând unde vrei să stai, nu-i nicio problemă. Mi-aduc aminte că atunci când, înainte să înceapă programul, eram cu jumătate de oră înainte să înceapă programul acolo, a venit, nu știu, 25 de minute, 30 de minute înainte de începutul programului. Bisericuța, diminutiv, biserică mică, intrarea acolo. Când a intrat în biserică, primul lucru ce i-a spus mama toată tinerețea lui, cum a intrat în biserică, eram doar eu și încă vreo doi oameni. Omul a căzut în cadrul ușii, la biserică, în genunchi și a început să se roage. 20 și ceva de minute veneau oamenii la biserică și nu puteau trece de el, aveam o singură ieșire la biserică. Și o singură intrare, în mod evident. Oamenii au stat în urma lui, programul începea la ora 9 și cei mai mulți stăteau în spatele lui așteptând ca omul să-și termine rugăciunea pe la vreo 9, 9 și 5, 9 și 10, nu mai țin minte exact toate detaliile acestea și a terminat în sfârșit
rugăciunea și a intrat în biserică, nu mai avea nevoie de niciun fel de informație. El informațiile le avea, cum le aveți mulți dintre voi, că sunteți crescuți în familii de oameni credincioși. Numai că știți ce e convertirea? E momentul în care mâna lui Dumnezeu face ca informația să coboare de aici, aici. E un drum aparent scurt, dar e lucrarea tainică pe care Duhul Sfânt o realizează în noi. Când informația Evangheliei, pentru că Evanghelia e cea care schimbă viața noastră, când informația Evangheliei ajunsă la nivelul rațiunii, minții noastre, ne transformă din oameni conformiști, limitați de chipul veacului, ne transformă prin înnoirea minții noastre în ceva mult mai mult decât putem fi noi în mod natural, în mod normal. Și poate că ești în această zi aici, tocmai din această categorie, vreau să spun, în seara asta, Dumnezeu schimbă viața. Informațiile pe care le-ai adunat de-a lungul timpului, din Cuvântul lui Dumnezeu, din Evanghelie, la nivelul minții tale, în această seară, se vor coborî la nivelul sufletului tău, la nivelul inimii tale. Și prin această coborâre lăuntrică pe care Dumnezeu o face prin Duhul Sfânt în viața ta, prin credința ta în Iisus Hristos, Dumnezeu îți poate schimba viața chiar în seara aceasta. De aceea, încă o dată și încă o dată îți voi spune, nu te lăsa limitat de chipul veacului. Nu te lăsa limitat de ceea ce îți declară propria rațiune că ești. Nu te lăsa limitat de ceea ce spun oamenii că ești. Tu poți să fii mult mai mult decât ceea ce crezi că ești, dar nu prin puterile tale, ci prin ceea ce Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, poate realiza în viața ta. Știu că sunt în locul acesta oameni care au încercat o vreme destul de lungă să se schimbe. Poate ai încercat o grămadă de strategii, sunt atâtea cărți care ne spun cum să te schimbi în 4 pași, în 5 pași, faci 14 pași și până la urmă, la final, descoperi că n-ai nicio șansă prin forțele proprii să schimbi viața. E unul singur care poate să schimbe viața și acesta este Iisus Hristos. Credința că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lumea asta să moară pentru păcatele tale, lucrează în tine și Dumnezeu Tatăl, prin Duhul Sfânt, transformă sufletul tău prin acest proces al nașterii din nou, prin ceea ce Biblia numește înnoirea minții tale. Da, poți fi mai mult decât ești. Astăzi te uiți la tine și spui, cum mi-au spus atâția oameni, domnul pastor, eu m-aș pocăi, dar nu-i de mine pocăința. Și eu vă spun așa, pocăința nu-i pentru niciun om din lumea asta, pentru niciun om firesc. Niciun om firesc nu poate să trăiască la nivelul așteptărilor lui Dumnezeu. De aceea Biblia numește toată moralitatea noastră roada Duhului Sfânt în noi. Nicăieri nu scrie roada lui Adi Mocan. Sau știu eu, pune numele tău acolo. De la bucurie, pace, până la înfrânarea poftelor, toate lucrurile acestea pe care Dumnezeu le așteaptă de la noi sunt imposibile pentru puterea noastră. Dar Dumnezeu poate să facă din noi mult mai mult decât suntem noi în mod natural. Fiecare dintre noi am încercat în viața asta, într-un anumit moment, să încercăm să schimbăm ceva. Și la un moment dat am descoperit că e ceva imposibil acolo. Dar vă spun ceva, în seara asta, prin credință, Dumnezeu schimbă viața. E o poveste din lumea sportului care întotdeauna m-a inspirat. E un personaj, numele lui este Roger Bannister. Omul ăsta s-a născut undeva într-o zonă a Londrei, într-o suburbie a Londrei care se numește Harrow, unde sunt o grămadă de români. Dacă aveți neamuri la Londra, 100%, măcar o parte din ei îs pe acolo. Ei, omul ăsta, când a venit într-o familie, când Dumnezeu a îngăduit să se nască într-o familie, un băiețel cu numele Roger, părinții au pus numele ăsta, el a primit la câteva săptămâni sau la câteva luni de zile, a primit de la un medic, un diagnostic conform căruia n-ar fi trebuit să poată umbla niciodată. Dar ce interesant e că la câteva străzi mai departe de casa lor, într-o altă familie s-a născut un alt băiețel și băiețelul acela, din altă familie, a primit fix același diagnostic de la același doctor. Cele două familii au fost unite de această suferință, că să fim sinceri, câteodată suferința ne unește mai mult decât bucuria. Că eu cred întotdeauna că e mai ușor să plângi cu cei ce plâng decât să te bucuri cu cei ce se bucură, dacă suntem sinceri. Și cele două familii unite de această suferință au un parcurs însă total diferit. Și e foarte interesant, în familia Bannister, care era o familie credincioasă, când a venit diagnosticul acesta, ei au zis așa: asta este limita copilului nostru acum, asta e limita medicinei astăzi.
Dar noi ne facem partea noastră. Facem mișcare cu copilul, facem fizioterapie, ne rugăm pentru el și într-o zi Dumnezeu îi poate schimba viața. În cealaltă familie însă, care era o familie de oameni care nu credeau în Dumnezeu, părinții au luat următoarea atitudine. Au zis, domne, ăsta e diagnosticul pe care l-am primit, asta ne spune echipul viacului că suntem, asta ne spun cei din jurul nostru că suntem, asta e limita noastră, noi vom face tot ceea ce depinde de noi pentru ca băiatul nostru să aibă cele mai bune condiții, să aibă căruciorul cu rotile cel mai bun, dar asta este limita. Și foarte interesant, și puteți să citiți despre Roger Bannister, dar nu în timpul predicii neapărat, când ajungeți acasă, ce foarte interesant e că băiatul ăsta a început să umble pe la 5 sau 6 ani, a început să facă primii pași. Și ce și-a zis el? Când a început să facă primii pași, a zis, vreau să devin alergător. Nu doar că a început să umble, dar și-a dorit să devin alergător. A făcut una dintre cele mai prestigioase universități din lume, Universitatea din Oxford, și când a ajuns destul de mare, a reușit să bată un record mondial despre care se spunea că nu va reuși nimeni să-l bată vreodată. Prin de 36 de ani, nimeni n-a reușit să bată acest record mondial. Să alerge o milă în mai puțin de 4 minute. Știți ce e interesant? În cei 36 de ani s-au scris o grămadă de cărți de așa ziși experți în lumea sportului, care au zis că niciun om, oricât de mult s-ar antrena, nu va reuși vreodată să bată acest record mondial. Și iată că pe data de 6 mai, dacă nu mă înșel, 1954, Roger Bannister reușește să alerge o milă în mai puțin de 4 minute, în 3 minute și 59 de secunde. Și acum unii vă uitați la mine așa descumpăniți și vă gândiți, măi, fratele ăsta mai face și o comparație cu lumea sportului. Cei care se potihnesc în asta, nu uitați că și Apostolul Pavel face la un moment dat o comparație cu lumea sportului. Dar unii vă uitați la mine și vă gândiți, mă, dar ce treabă are asta cu predica? Fiți atenți. Cei până aici, într-adevăr, poate fi interesant. Dar ceea ce urmează e supranatural. Când bărbatul acesta ajunge în culmea gloriei, primește titlul de Sir Roger Bannister, la vârsta de 40 de ani, alături de prietenul lui, care era în căruciorul cu rotile, ajung să treacă printr-o serie de teste amândoi. Printr-o serie de analize, dacă vreți să le numim așa, în limbajul nostru de zi cu zi. Trec printr-o serie de teste medicale la cei mai buni medici din vremea aceea. Și cel mai bun medic din lume în vremea aceea se uită la cei doi după ce, așa cum am spus, trec prin mai multe teste, se uită la cei doi și le spune așa. Celui care era în căruciorul cu rotile îi spune în felul următor. Diagnosticul pe care ți l-au pus medicii când erai copil a fost greșit. Dacă părinții tăi ar fi făcut puțină mișcare cu tine, tu astăzi ai fi putut umbla, dar pentru că ți s-au atrofiat mușchii, nu mai ai nicio șansă la 40 de ani să poți umbla pe picioarele tale. Însă lui Roger Bannister i-au zis, domne, nu înțelegem ce se întâmplă aici. Diagnosticul pe care l-ai primit când erai copil de la doctor e adevărat. Noi nu ne putem explica cum umbli și nu putem pricepe cum ai reușit să bați un record mondial despre care se spunea că nimeni nu va reuși să-l bată vreodată. Iată doi oameni, două exemple aparent simple. Unul care se lasă limitat, un altul care nu se lasă limitat. Unul care zice, asta e limita mea, nu o să trec niciodată de ea. Și s-ar putea să fie în seara asta aici, exact din această categorie. Ani de zile, asta e limita ta. Mă, nu mă pot lăsa de fumat, eu m-aș boteza, dar nu mă pot lăsa de fumat. Mă, eu m-aș duce la biserică, dar eu sunt nervos și când mă enervez odată, eu nu mai îmi controlez vorbirea și nu mă pot pocăi din cauza asta. Dar mai chemați-mă la evanghelizare că îmi place. Asta e limita mea. Și de ani de zile tu ești sincer și spui, cum mi-a spus unul odată, așa de simpatic a fost după terminarea unui program, domnul pastor, zice, eu când mă pocăiesc, eu mă pocăiesc. Eu când mă pocăiesc, eu nu ca... Eu când mă pocăiesc, dar încă nu mă pocăiesc. Dar când mă pocăiesc, eu mă pocăiesc. Și zice, nu că... Și mi-arăta unul altul, dar nu te uita, zice chiar așa. Dar eu când mă pocăiesc... Și s-ar putea și tu să fii exact din categoria asta. Bă, eu când mă pocăiesc, eu vreau lucruri extraordinare, dar astăzi sunt aici. Asta e limita mea, vreau să spun ceva. Poți aștepta încă multă vreme dacă vrei să muți tu limita asta. Dar în seara asta, Dumnezeu poate muta limita asta. Mai zic o dată, în seara asta, Dumnezeu poate muta limita aceasta. Prin înnoirea minții tale, în această seară, Dumnezeu te poate elibera de sub puterea oricărui păcat. Dumnezeu te poate duce dincolo de orice limită. Și vreau să vă mai spun ceva. În această seară, Dumnezeu poate să facă să coboare
cerul în inima ta. Când eram copil, când eram copil, să văd așa, uite ca prunci ăștia de aici, câți ani ai? Tu, nu te speria. Cum te cheamă? Patrick. 10 ani. Uite, când eram ca Patrick, de 10 ani, mă tot uitam la cer în depărtare și mă gândeam să ating cerul, că la noi în sat se predica mult despre rai, despre cum o să fie în rai. Și casa noastră era undeva aproape de un deal. Dealul ăsta se numea dealul Varului și mă uitam la dealul ăla și ziceam, bă, când ajung pe deal, acolo ajung în rai. Că eu așa aveam senzația că la orizont cerul se unește cu pământul. Nu făcusem încă lecții de geografie să pricep cum stă treaba, că e o iluzie optică. Să știi că așa stă treaba, zic acum. Da, 100% tu știi că voi sunteți mai deștepți. Și mă uitam și vorbeam cu fratele meu, cu Călin, care între timp și el a ajuns pastor. Și ziceam, fii atent, ne duce bunicul pe dealul Varului și ajungem în rai, în cer. Atingem măcar cerul cu mâna. Ne-am dus la pădure cu bunicul, am urcat pe dealul Varului și când am ajuns pe dealul Varului, ne-am uitat în față, era un alt deal și mai mare. De fapt, cerul era acolo. Am zis, bă, ne-am înșelat. 100% când ne duce bunicul pe dealul ăla, acolo atingem cerul cu mâna. Apoi, la câteva săptămâni, am ajuns și acolo, dar în spatele acelui deal era un alt deal. Și știți cum e? M-am gândit, aducându-mi aminte de întâmplarea asta copilărească, m-am gândit că viața omului, de fapt, e această alergare de pe un deal pe un alt deal. Când voi ajunge acolo, voi atinge cerul cu mâna. Când am casa aia pe care din greu am reușit să o fac, mă, așa de bucuros o să fiu, am atins cerul cu mâna și de fapt nu-i nimic acolo. Când reușesc să ajung domn director, manager, nu știu cum, că am alte titulaturi, că ăștia au învățat de la multinaționale să ne dea tuturor titluri, de la ăla de la intrare care e door manager până la ăla care conduce firma. Când o să ajung să fiu acolo, să-mi zică oamenii, domn director, voi atinge cerul cu mâna, voi avea starea aia de grație, de bucurie, de echilibru emoțional extraordinar și când în sfârșit ai ajuns acolo, zici, mă, nu-i pe dealul ăsta, dar pe următorul deal. Urc dealul îmbogățirii, când o să am bani, bă, dar să am bani, nu ca ăștia, nu, să am bani, să am cea mai tare casă, să am cea mai frumoasă mașină, voi fi fericit și când în sfârșit ai casa, ai mașina, realizezi că n-ai atins starea aia de grație și de fapt ascultă-mă bine, dragul meu tânăr, care încă n-ai urcat decât un deal sau două dintre dealurile acestea din viață, metaforic vorbind. Ascultă-mă, toată viața asta e o alergare de pe un deal, pe un alt deal, în speranța că vei atinge starea aceea de grație. Dar nicăieri în lumea asta nu poți să atingi această stare de grație. Boris Becker, unul dintre cei mai mari jucători de tenis din istorie, spunea că, zicea, în cartea autobiografică, zicea, am ajuns pe cele mai înalte culmi ale succesului și când am ajuns sus, am descoperit că sus nu era nimic. Bă, dacă ajung acolo, atunci o să fiu fericit. Dacă ajung acolo, o să fiu fericit. Ascultați-mă, astăzi, aici, în biserică, poate să coboare cerul în inima ta. Toată viața ai încercat tu să ajungi la cer. Toată viața ai crezut că dacă vei face un anumit lucru, că dacă vei reuși să atingi o anumită situație, dacă vei urca pe scara socială, vei reuși cumva să atingi cerul cu mâna, dar în realitate n-ai atins niciodată cerul cu mâna, dar în seara asta Dumnezeu poate să facă să coboare cerul în inima ta. Și când coboară cerul în inima ta, viața ta se schimbă prin înnoirea minții tale, poți să fii așa cum vrea Dumnezeu să fii și în sfârșit poți să te bucuri în rugăciune și în sfârșit poți să scapi de păcatul cu care lupți de ani de zile. Lasă-L pe Dumnezeu să schimbe viața. Vă zic 3 puncte din predică. V-am zis că e o oră jumate. Nu. Numai unul a zis amin. Frate, mă bazez pe tine. Dacă toți mergeți, fratele rămâne. 3 puncte. Și apoi astea au alte puncte, dar nu vă zic acum, sub puncte să numesc astea. Lasă-L pe Dumnezeu să schimbe viața. De ce? Pentru că viața oricum se schimbă. Se schimbă nedrept și imprevizibil. 2. Lasă-L pe Dumnezeu să schimbe viața pentru că viața oricum vrea să te schimbe. Și lumea în care trăiești, oricum vrea să te schimbe. Și uite-te la tine cât de mult te-ai schimbat. Din toată inocența copilăriei și tinereții tale s-a ales praful. Pentru că
Pentru că lumea în care noi trăim, când ai început, ai zis, bă, vreau să fac aia și ai avut idealuri nobile, toate au fost întinate odată cu trecerea timpului. De ce? Pentru că lumea în care noi trăim, chipul veacului, cum îl numește Biblia, valorile lumii acestea ți-au schimbat valorile și încearcă să te schimbe. De aceea, lasă-L pe Dumnezeu să schimbe viața, nu lumea. 3. Lasă-L pe Dumnezeu să schimbe viața, pentru că orice decizie, orice schimbare începe cu o decizie luată în inimă. Vă mai zic o dată. Pentru că viața oricum se schimbă, pentru că oricum viața încearcă să te schimbe și pentru că în al treilea rând, orice schimbare începe cu o decizie luată în inimă. Aici. Aici? Da. Acolo pe bancă, acolo pe bancă. Se poate asta? Se poate asta. Doar să ai curajul să iei o decizie în seara asta. Am zis, lasă-L pe Dumnezeu să schimbe viața, pentru că oricum viața se schimbă în mod neprogramat. Și dacă vă uitați în textul nostru din cartea lui Daniel, îl vedem pe Daniel, un tânăr de 16 ani. Mă uit aici să văd care sunteți de 16 ani. Mâna sus să vă văd. Hai, curajoși. Acolo, acolo, acolo. Așa. Câți v-ați ridicat cum ridicam eu la matematică, așa. Să nu vă văd. Daniel avea cam la vârsta asta. Era probabil la templu, băiat bun, băiat credincios, dintr-o familie extraordinară, spune Biblia, de viță nobilă sau boierească, cum spune Cornilescu aici. Toate calitățile, fiți atenți, fără vreun cusur trupesc, frumos la chip, înzestrat cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere. Bă, omul ăsta avea toate calitățile, și pocăit, și credincios, și calitățile de mai jos. Și într-o zi, orașul în care era el e împresurat de cea mai mare armată din vremea aceea, e înconjurat, e asediat, folosiți ce termen vreți voi. Înconjurat de cea mai mare armată din vremea aceea, armata lui Nebucadnețar, n-aveau nicio șansă. Credeți că el și-a programat treaba asta? Credeți că atunci când s-a uitat în agenda că urmează să privim spre anul care ne stă înainte, cât de repede s-a dus și anul ăsta? Nu ziceți amin, ăsta e adevărul. Credeți că s-a uitat așa și a zis... Pe data cu tare, Nebucadnețar vine, părinții mei sunt omorâți, părinții lui sunt uciși, familia mi este distrusă, el e luat ca sclav, legat de mâini și de picioare, dus înspre răsărit, că noi românii tot avem amintiri legate de răsărit, dar nu dintre cele mai bune, tot așa legate de robie, dus înspre răsărit, dar nu ca răsăritul ăsta de care își aduc aminte bunicii noștri, care răsăritul ăla era mai friguros, răsăritul în care se duce el era mai călduros. Dus vreo 2000 de kilometri pe jos. Pe drumul ăsta, cu siguranță, mulți dintre prietenii lui au murit. Credeți că Daniel nu s-o fi gândit, Doamne, de ce? Că sunt credincios, că m-am dus la templu, că am respectat cât am putut legea, că sunt dintr-o familie bună și totuși, în mod imprevizibil, neașteptat, viața mea se schimbă exact cum s-a schimbat viața ta în momentul în care părinții tăi au decis să divorțeze sau exact cum s-a schimbat viața ta în momentul în care mama a primit acel diagnostic crunt, când doctorii au spus cancer, mai ai de 3 săptămâni sau exact cum s-a schimbat viața ta atunci când cineva ți-a dat o veste, un singur telefon parcă schimbă destinul pentru totdeauna, pentru că viața se schimbă, dragii mei, și știm bine asta, cei care trăim în lumea aceasta, viața se schimbă în mod imprevizibil, adică nu programezi tu. Ba mai mult vreau să spun ceva, viața se schimbă și nedrept. Că noi calculăm așa, bă, dar dacă sunt credincios, dacă mă duc la biserică, dacă fac asta și asta, înseamnă că lucrurile o să meargă bine. Viața se schimbă imprevizibil și viața se schimbă nedrept. Dar vreau să vă anunț și vreau să spun din toată inima, că am văzut că sunt câțiva aici care zic amin hotărât. Dar Dumnezeu rămâne drept. Amin. Poate n-ați auzit bine, mai zic o dată, dar Dumnezeu rămâne drept. Amin. Când te întreb, Doamne, de ce ai îngăduit să mi se întâmple asta? De ce tocmai copilul meu s-a îmbolnăvit? De ce am ajuns în accidentul acela? De ce am pierdut banii? În ciuda faptului că n-am fost mai rău decât alții, ba dimpotrivă, dacă asta să mă compar cu alții, sunt ceva mai bun. Dar ascultați-mă bine, Biblia spune că toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea unui Dumnezeu sfânt și că niciunul dintre noi nu ne putem lăuda că am avea vreun merit înaintea lui Dumnezeu, oricât de bune am fi noi prin comparație
relație cu alții și suntem frustrați și nemulțumiți și, soră dragă, ești în adunare în seara asta și gândul tău e următorul: cum de-a îngăduit Dumnezeu să mi se întâmple tocmai mie asta? Ani de zile pe banca bisericii, ani de zile post și rugăciune și tocmai mie mi se întâmplă, viața e nedreaptă. Oh, de câte ori ne-am spus în rugăciunile noastre, de câte ori și noi înșine, ca Iov, nu i-am spus lui Dumnezeu lucrul ăsta: Doamne, viața e nedreaptă, dar vreau să vă amintesc ceva. În ciuda faptului că viața se schimbă neanunțat, neprogramat, brusc și viața e nedreaptă, Dumnezeu rămâne drept. Mai zic o dată, Dumnezeu rămâne drept. Dumnezeu rămâne drept. Lucrul ăsta l-am experimentat, mi-aduc aminte că eram în Australia, pe o bancă din asta, în Melbourne, în aeroport, și primesc vestea de la fratele meu că bunica, cu care am crescut cea mai mare parte a copilăriei, a avut parte de un atac cerebral masiv, care a rămas oarbă. Unii doctori spuneau că e în moarte cerebrală, că nu mai există nicio șansă, și eu nu mai văzusem de multă vreme și mă gândeam atunci. Și mă gândeam atunci, cum gândim mulți dintre noi, și fac aici o paranteză, învățăm să-i apreciem pe cei dragi de obicei doar când se duc, doar când se duc. E un poet român care zice la înmormântarea mamei lui, scrie următoarele versuri, zice: după ce a lăsat-o în sărăcie cruntă și n-a mai văzut-o 2 ani de zile, zice: ce păcat, ce păcat, ce păcat că nu mai ești măicuță, că te-ai dus, fără de timp în lut, ce pantofi ți-aș fi luat acum și ce haină azi ai fi avut. Întotdeauna când cei dragi ai noștri se duc de lângă noi, brusc, neanunțat, neașteptat, nu suntem noi cu calendarul înmormântărilor niciodată. Oamenii se duc din lumea asta când ajung la hotar, pentru că Biblia spune că Dumnezeu a pus hotar vieții și morții și nu este rânduit niciunui om din lumea asta să știe cum stă treaba asta. Aia care vă spun că ei știu cum să... aia mint. Aia care spun că sunt clar văzători, sunt și neclar și nevăzători. Și eram acolo pe banca aia în Melbourne și primesc telefonul ăsta care mă lovește crunt și mă gândesc: Doamne, nu am vizitat-o pe bunica, mă luase, nu știu cum să zic așa, gândul ăsta că eu trebuie să evangelizez toată România. Ani de zile, în fiecare seară, la altă evangelizare, maraton evangelistic. Și nu mai văzusem pe bunica și știam că e bolnavă. Avea 86 de ani. Și am zis lui Dumnezeu în mintea mea, nu uit că eram acolo pe jumătate de bancă, înghesuit: Doamne, vreau să mai pot să vorbesc cu ea. Chiar dacă par o nebunie, chiar dacă acum, când mă gândesc că am fost informat că s-ar putea să fie moarte cerebrală, din moarte cerebrală se spune că nu se mai poate face absolut nimic. Mi-aduc aminte că a fost cel mai crunt drum cu avionul pe care l-am avut în viața asta. Acum știți că în avion nu există atei. Nu există, să știți. Am avut un drum de la Melbourne spre Singapore. Nu știu cât e drumul ăla, în mod normal o dura vreo 13 ore, din care au fost 10 ore de turbulențe dintre cele mai crunte. În fața mea, însoțitoarea de zbor, nu știu cât era ea de credincioasă, dar făcea câte o cruce din când în când. Când unul dintre însoțitorii de zbor își fac cruce, treaba nu e chiar ok. Mi-aduc aminte că mă țineam de marginile scaunului, mă țineam așa, foarte sănătos. Când am ajuns la Singapore, din Singapore am zburat încă vreo 10-11 până în Dubai. Din Dubai până la Istanbul vreo 4-5 ore. Din Istanbul la București o oră mi se pare și ceva. Din București la Oradea încă o oră și ceva. Nu mai știu câte ore, calculați voi. Când am ajuns, mi-am lăsat geanta, m-am dus acasă și după aceea m-am dus direct la spital. Și când am intrat în spital, în salon, în clipa când am ajuns acolo, când am intrat... și era mama, mai era cineva, era o mătușă. Bunica brusc și-a revenit. Era oarbă. Avusese parte de un atac cerebral masiv. Ea nu era conștientă că e oarbă. M-a recunoscut după voce. Primul lucru mi-a zis: ai, ce mă bucur că ai venit acasă. Și avea un dar de povestitor extraordinar. Am început să povestim. Am început să depănăm amintiri. Măi, zice, măi, Adi, îți mai aduci tu aminte când ai fost tu
când ai fost tu odată în brațe la mine și când o adormi sora Florica, mi-aduc aminte că la noi erau niște lavițe, acum voi aveți băncile acestea, dar la noi în sat erau niște lavițe, așa se numeau, bănci din lemn fără spătar. Și odată o soră a adormit și a căzut cu toată banca. Și eu eram în brațe la bunica și m-am lovit atunci și mi-am spart capul. Și mi-aduc aminte că bunica a început să-mi povestească. Mă, îți mai aduci tu aminte de treaba aia? Dar îți mai aduci tu aminte altă dată când o veni la noi în biserică cu tare și cu tare și cum a vorbit Dumnezeu și cum a lucrat Dumnezeu? Știți cum eram cu ea? De la zâmbet la suspin, de la lacrimă la zâmbet. Când în sfârșit n-am mai putut, efectiv nu mai puteam. Eram ca Eutih. Biblia spune că Eutih a luptat cu somnul. Asta apreciez la el. Și în biserică, dacă văd că cineva doarme, n-am nicio problemă. Nu vă încurajez la somn. Dar mai ales acum, cum e foarte cald și e puțin oxigen, s-ar putea ca unii... Dar apreciez pe aia care văd că luptă. Știți? Îi vezi că luptă. Mai ridică privirea. Măi, oameni buni, e bine să luptăm. Îmi aduc aminte și acum, cu drag, de momentele acelea, când efectiv nu mai puteam din cauza somnului și i-a zis bunicii bunică, mă duc, te las și ne revedem mâine. Și bunica s-a uitat la mine și mi-a zis, auzi, nu ne mai vedem niciodată în lumea asta. Viața e nedreaptă, Dumnezeu rămâne drept. Amin. Mai zic o dată, viața e nedreaptă, Dumnezeu rămâne drept. Amin. De aceea lăsați-L pe Dumnezeu să vă schimbe viața. Nu vă chinuiți voi, prin forțele voastre nu veți reuși niciodată, dar Dumnezeu vă poate schimba viața. Punctul 2. Am spus că lumea încearcă să ne schimbe. Pe cei trei tineri, pe Daniel și cei trei tineri, Nebucadnețar încearcă să-i schimbe. Reușesc? Nu am să vă spun care a fost strategia lui Nebucadnețar și care e strategia diavolului cu lumea în care noi trăim să ne schimbe pe noi și pruncii noștri. Sunt 4 pași. Primul, izolare, 2, indoctrinare, 3, intimidare, 4, redenumire. În cazul în care nu v-ați concentrat destul de bine să ascultați fiecare pas, mai zic o dată, că am văzut că știu că e mai greu să ne focusăm, dar sunteți cei mai buni ascultători până în momentul de față. Mai zic o dată, izolare, indoctrinare, intimidare și 4, redenumire. Sunt 4 strategii pe care societatea în care noi trăim, să știți că le aplică exact la fel cum le aplică societatea babiloniană cu ăștia 4 oameni. Izolare. Ei 3 tineri, 4 tineri, de unde? Ei din sânul casei lui Dumnezeu, din familie. Și îi duci unde? Departe de familie. Izolare. Vreau să spun ceva. Ție care spui că ai vrea să devii creștin, dar n-ai nevoie de biserică. Nu poți fi creștin de unul singur. Poate ai senzația asta că tu, de unul singur, bă, dar ce treaba am eu cu biserica? Ce treaba am eu cu pastorii, cu preoții? Ce mă interesează pe mine cântările voastre? Și unii oameni vin și spun, domnule, una e credința, asta e religia. N-am eu nevoie de sistem religios organizat. Eu pot fi creștin de unul singur. Vreau să-ți aduc aminte. Nu poți fi creștin de unul singur. Da, creștinismul se primește personal, dar se păstrează doar în biserică. Ani de zile am spus că pocăința e o chestie personală și am greșit. Vreau să vă spun ceva astăzi. Mântuirea noastră e de obște, cum spune Scriptura, adică împreună. Adică tu primești credința în mod personal când auzi Evanghelia și în inima ta Dumnezeu începe o transformare lăuntrică ce se numește convertire sau naștere din nou. Dar tu n-ai cum să rămâi credincios dacă nu faci parte dintr-o biserică. Și tu intri în biserică în trupul tainic al lui Hristos prin botez. Și acum... aș vrea să vă spun ceva. Lumea în care noi trăim ne izolează tot mai mult. Mă uit la noi astăzi. Rare ori se văd atâția oameni adunați împreună. Rare ori. Biblia spune, Iisus a zis, acolo unde vor fi... Cum? Cum? Adunați. Adunați. Unde nu există adunare, nu-i Hristos. Sunt unii care spun, dom'le, tot mai mult spun asta. Și bun și online-ul, dar știți... unii stau doar în fața ecranului și spun, eu n-am nevoie, domnule, că eu ascult pe net predicatori mai buni decât ăștia aici. Ascult cântări mai frumoase decât cântările acestea.
Și s-ar putea să existe cineva care a venit în seara asta aici numai pentru că vine un cântăreț sau un predicator. Dar în rest, în tot timpul anului, tu nu cauți biserica, ascultă-mă bine, dragul meu, tu, sau draga mea, tu n-ai cum să-ți păstrezi în mod individual, singur, credința, tu ai nevoie de ceilalți. Oricât de mult îți place sau nu. Dar vedeți că noi trăim într-o societate în care suntem tot mai singuri. Tot mai izolați. Eu am crescut la țară și la țară, dacă un om începea să-și construiască o casă, indiferent că era credincios sau nu, tot satul mergea să-l ajute să-și construiască casa. Astăzi, că e domnul primar aici, nu știu cum stă treaba pe aici, pe la voi, dar astăzi mai degrabă când cineva își începe construcția unei case, vecinii se duc să vadă dacă are autorizație de construcție. Bă, dar ăsta are... De unde are bani, mă? ANAF-ul. Să vedem. Știți că Biblia spune că în vremurile din urmă oamenii vor fi bănuitori? A, ăsta e un păcat. Se uită la tine cu aerul unui polițist spiritual și zice, tu ești un potențial infractor. Sigur ai făcut tu ceva, dar încă n-am descoperit. Fiecare își caută propriul interes. Trăim într-o societate tot mai egoistă. Fiecare își vede de treaba lui. Nu mai suntem cât despre mine, eu și casa mea. Am oprit doar cât despre mine. Totul e despre mine. Selfie. Societatea selfie. În care totul se învârte în jurul meu. N-am nevoie de ceilalți. Și la cumpărături, dacă vreau, intru pe telefon. Suntem tot mai izolați. De ce? Pentru că diavolul știe, creștinismul e o lucrare împreună, unde vor fi doi sau trei adunați. Voi fi și eu prezent acolo. E o putere extraordinară. Voi ați văzut când se adună biserica, când se adună biserica și când începe să se roage. Când se adună biserica și când începe să se închine lui Dumnezeu cântând, există o manifestare extraordinară a prezenței și puterii lui Dumnezeu. Stai în fața ecranului, da, mă zice, am simțit o cercetare, care de cele mai multe ori e mai mult o exaltare sentimentală, ca să fie vorba între noi. Da, mă zice, am stat și am ascultat o predică, nu știu cui, băi, interesantă, și e doar așa, o, nu știu cum să spun, o chestie mai mult rațională și intelectuală, dar e ceva extraordinar când biserica se adună împreună, când există această unitate, când pe aceeași bancă stă primarul și poate stă un om care, nu știu, un pensionar simplu, când pe aceeași bancă Dumnezeu ne adună oameni diferiți, din condiții sociale diferite. Iisus a zis, unde se vor aduna doi sau trei pentru numele meu, iată că eu sunt prezent. Vreau să proclam din toată inima în această seară, Iisus e aici. Amin. O, unii dintre voi n-ați auzit bine, mai zic o dată, Iisus e aici. Amin. Mai zic o dată, Iisus e aici. Și îmi doresc din toată inima ca această manifestare a prezenței și puterii lui Hristos să schimbe viața în această zi. Nu te lăsa izolat, nu zi, bă, stau acasă, n-am nevoie nici de penticostal, n-am nevoie nici de baptiști, n-am eu nevoie de biserică, eu îmi sunt mie suficient. E strategia diavolului care te îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu. Și societatea în care noi trăim și lumea în care noi trăim construiește tot mai mult ideea asta. Bă, tu ai prieteni, ai pe Facebook prieteni. Și ai nevoie tu de ăștia, că bă, ăștia te enervează, bă, ăștia îi vezi, ăștia... Ăia sunt perfect, îi arată perfect, că netul te face mai frumos întotdeauna. La ea totul le merge perfect. Ăștia au necazuri, probleme, te mai și sună noaptea. Izolare. E lumea în care noi trăim. Vă aduceți aminte de pandemie? Ați uitat? Tot mai singuri, izolat. Fiecare să-și vadă de treaba lui. Fratele tău e un potențial motiv de boală pentru tine. Nu de bucurie. Nu de întâlnire cu Hristos. Izolare. Tot mai singuri. Stau de vorbă cu oameni care îmi spun, mă simt tot mai singur. Înconjurat de oameni, dar tot mai singuri. Izolare. Pasul 2, indoctrinare. Și aș vrea să vă spun ceva aici, pentru că am văzut o grămadă de tineri și tinerii sunt foarte receptivi. Copiii voștri sunt îndoctrinați la școală, cu tot dragul, și pentru sistemul de învățământ românesc. Copiii voștri sunt îndoctrinați la școală și sunt învățați că lumea asta a apărut în urma unei explozii. O explozie inițială, când nu exista nimic. Noi știm din Biblie. E perspectiva noastră, creaționistă, bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, care spune, la început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Asta e perspectiva noastră, dar ni se spune că asta, domne, e o legendă. Că la început nimicul a explodat și a existat ceva. Acum, mă iertați că vă spun,
cum ar putea ca din nimic să apară ceva? Și apoi, acest ceva, prima materie moartă, anorganică, primul bolovan din istorie să se transforme în ceva viu. Da, e adevărat, miliarde și miliarde și miliarde de ani, ușor să dăm așa cu ani. Dar asta e doctrina lor. Asta e ideologia lumii în care noi trăim. La început, spun ei, a fost o explozie. Și explozia a creat primul organism mort, să zic așa. Materia moartă. Și materia moartă s-a transformat în materie vie. Acum, sigur, lucrurile astea îmi depășesc mie competența, nu vreau să intru în detalii care ne depășesc nouă, tuturor, probabil, competența. Dar gândiți-vă în felul următor, cum ar putea ceva mort să se transforme în ceva viu, fie în ceva unicelular, ca amiba. Și apoi, în urma miliarde și miliarde și miliarde de ani, să apară ființa asta absolut fabuloasă, organismul ăsta pe care medicina nu-l poate explica în cele mai mici detalii. Toată taina asta. Cum s-a putut doare? Doar în urma miliarde și miliarde și miliarde. Cum ar fi fost, de exemplu, uitați, am ceasul ăsta, vă dau un exemplu acum mai practic. Cum ar fi fost să vă spun că la început a explodat nimicul și a apărut ceasul ăsta? Și apoi au trecut miliarde și miliarde și miliarde de ani de schimbări climaterice și deodată ceasul, tic-tac, tic-tac, a început să funcționeze. V-ați uitat la mine și a zice, băi, săracu frate. Gândiți-vă că asta învață copiii voștri astăzi, sau cei mai mulți învață astăzi, că asta e perspectiva științifică. Iar perspectiva noastră creștină, domne, e o perspectivă, e o legendă. Dar noi știm altceva. La început, Dumnezeu. Că nu există nimic fără o cauză. Dragii mei, când mă uit la universul acesta, îmi dau seama că în spatele lui e un creator inteligent. Unii dintre cei mai mari oameni de știință din vremurile noastre spun exact același lucru. Unul dintre cei mai mari atei de la începutul anilor 2000 a devenit creștin tocmai pe baza acestui argument. Când te uiți la ordinea care există în univers, ia gândiți-vă, cum am putea noi să ne gândim că ceva atât de ordonat s-a născut în urma unei explozii? Nu știu dacă ați văzut vreodată ce rămâne în urma unei explozii. Tot în Spania m-am dus prima dată, în urmă cu ani de zile, că o povesti păstorul vostru că a fost de curând în Spania, în urmă cu ani de zile, când m-am dus prima dată în Spania, avusese loc un atentat terorist. La câteva zile după atentatul terorist, domne, explozia naște dezordine. Niciodată ordine. Nu mi s-a întâmplat și 100% nu o să mi se întâmple niciodată să mă duc la careva acasă, să-mi placă cum e aranjată casa și să-l întreb cum v-ați aranjat aici. Și o zic că am detonat o bombă. Măi, oameni dragi, din explozia unei biblioteci nu se naște nici cea mai banală poezie. Dar frumusețea universului în care suntem noi așezați milimetric. Vă dau un singur exemplu, că toți suntem aici, dar până dimineața am putea vorbi despre asta. Și pentru că tot e Patrick aici și toți ceilalți copii așa. Când eram de vârsta lui, eu eram cel mai mare la noi acasă și ăștia cei mai mari încasează în locul celor mai mici. Cred că mulți copii ar zice un amin, hotărât acum. Și eu am încasat destul de mult în locul fraților mei mai mici și am învățat treaba asta, am învățat ceva, că în sistemul nostru solar există o planetă care încasează în locul nostru, e planeta cea mai mare aflată în fața noastră, care se numește Jupiter. Și toți asteroizii ăia care vin și ar trebui să lovească Terra, știți că presa din România ne anunță cel puțin de două ori pe an că se termină lumea. Cel puțin de două ori și jumătate în România se termină lumea în fiecare an. Ei, nu se termină, de ce? Un asteroid care ar lovi Pământul, cât e biserica asta numai să fie un asteroid, cât biserica asta să lovească Pământul, praf stelar să alege de noi. De tot universul ăsta, când îi vezi pe oameni, cum apară ăștia cei mai mari la conferințe de presă, câtă importanță li se acordă, cum cred ei că fac să funcționeze tot ce se învârte în jurul lor. Și zicea Andrei Pleșu, un filozof român, zicea, cunoscând cât de slab conducător are lumea asta, el fiind ministru de externe, mi-am dat seama că asta e dovada că există Dumnezeu. Că altfel n-ar avea cum să funcționeze lumea asta. Într-o fracțiune de secundă, dacă ar lovi un asteroid Pământul, cu toată istoria lui, cu toate figurile lui, cu toate, într-o fracțiune de secundă ne-am duce din lumea asta.
Dar știți de ce nu ne lovește niciun asteroid? Că Dumnezeu a așezat milimetric în fața noastră un frate mai mare, care se numește Jupiter. Și asteroizii aia care, dacă ne-ar lovi, ne-ar termina, lovesc în Jupiter. Cine credeți că ne-a așezat milimetric în spatele acestei planete? Răspunsul este unul singur. La început, Dumnezeu. O, slăvit să fie numele Lui. Chiar dacă lumea în care noi trăim încearcă să ne îndoctrineze, vreau să vă spun ceva, nu vă lăsați amăgiți, nu vă lăsați îndoctrinați, nu vă lăsați intimidați, intimidați, da, pentru că, ia gândiți-vă, ei pe tinerii ăștia și-i aduci din Ierusalim, un oraș de mâna a doua, în Babilon, Babilonul care avea grădinile suspendate pe care Nebucadnețar le-a construit din dragoste pentru nevastă sa, care nu se putea obișnui de acolo, de la munte, de unde a venit, în zona de câmpie, unde era Babilonul. Și vă imaginați tinerii ăștia când vin prima dată în Babilon, exact cum am simțit eu când m-am dus la Institutul Teologic Pentecostal din București, prima dată de la sat, din Bihor, cu niște bocanci pe care aveam de la bunicul meu în picioare, care numai nu se rupeau. Am încercat de vreo câteva ori să-i rup eu și după ce i-am rup eu, i-a luat bunicul și a zis, numai bine, acum îi lipim înapoi. Așa ar ținut de numai. Când m-am trezit în gara de nord, n-am știut de unde să ies în București. Aveam plasa aia de rafie în mână specifică, dar nu mai ziceți la nimeni, românului din lumea întreagă. Când m-am trezit acolo, mă, dar metrou, fai de mine, au trenuri pe sub pământ, cum mai ieși de aici? Să opresc la eroilor, trebuie să schimb dincolo. Și eram intimidat. Unii dintre voi, dragi tineri, ați ajuns de aici, la Timișoara, ați ajuns la Cluj, v-ați trezit dintr-o dată înconjurați de profesori universitari. Am un prieten care e foarte bun medic, unul dintre cei mai buni medici cardiologi din țara asta. Când s-a dus la facultate, l-a luat profesorul care coordona anul și care nu credea în Dumnezeu și l-a întrebat pe toți studenții de anul întâi, care dintre voi crede în Dumnezeu? Și el, săracul, naiv cum era, o crezut că primește vreun premiu ceva, o ridica mâna în sus, eu cred, no, hai în față, și l-a scos în față și l-a făcut de râs. Și a zis, după ce terminăm școala, vreau să fac din tine un om care să nu creadă lucrurile acestea. Vreau să vă spun ceva, omul acesta nu doar că și-a păstrat credința, ba și-a consolidat și mai mult credința. Și vreau să înțelegem lucrul acesta. Nu vă lăsați intimidați. Lumea în care noi trăim încearcă să ne intimideze. Nu vă lăsați intimidați. Amin? Amin. Acum mai am un punct, că am văzut că prânge un prunc. Ăsta va fi predicator. Sau cântăreț. Izolare, îndoctrinare, intimidare, redenumire. Da, lumea în care noi trăim încearcă să ne schimbe prin redenumire câteodată. Dar Daniel rămâne Daniel. Biserica trebuie să rămână biserică. Credinciosul trebuie să rămână credincios. Sunt lucruri pe care Dumnezeu vrea să le schimbe viața noastră. Dar pocăiții mei dragi, sunt lucruri pe care trebuie să le păstrați în calitatea voastră de credincioși. Nu vă lăsați transformați de lumea asta în care vă aflați. Nu vă lăsați intimidați. Păstrează-ți creștinismul cu demnitate. Și ce înseamnă asta? Mulți frați de noștri mai comentează pe internet. Frații mei ăștia care mai comentați pe internet la nu știu ce se întâmplă, comentați, apărați-vă credința cu demnitate, corect gramatical, fără să ne isterizăm. Dar trebuie să avem curajul să spunem ce credem. Să credem că lumea asta a fost creată de un Dumnezeu. Că Dumnezeu ne-a creat cu un scop. Că nu venim de nicăieri îndreptându-ne spre nicăieri. Că Dumnezeu a trimis în lumea asta pe Fiul Lui să moară pentru păcatele noastre. Că Fiul Lui, care este Iisus Hristos, a murit, de așa cum a cântat corul, a înviat și este viu în vecii vecilor. Și credința în El îmi dă nu speranța, îmi dă certitudinea că nu voi rămâne în mormânt. Oameni dragi, uitați-vă aici și mă uit și la ei de la balcon, vreau să mă uit până acolo cât mai în spate, sper să văd. Ascultați-mă ce vă spun în această zi. A fi creștin nu înseamnă să fii pesimist. Nu știu de ce ani de zile unii dintre noi creștinii din România am crezut că asta înseamnă să fii creștin, să fii tot timpul trist, cu o față tristă. Nu. A fi creștin înseamnă să ai o bucurie, un echilibru emoțional, indiferent de circumstanțele vieții. Nu înseamnă că trebuie să râzi tot timpul sau să zâmbești tot timpul, ci înseamnă să-ți păstrezi această pace, acest echilibru emoțional. De ce? Pentru că știi că viața nu se încheie cu o înmormântare, ci cu o înviere din morți.
În bisericuța pe care am păstorit-o prima dată, am avut un frate, tot povestesc despre el, dar asta e. Îmi place că oamenii uită predicile, dar și noi predicatorii mai putem să ne repetăm așa. Aveam un frate bătrân pe care îl puneam să dea îndemnuri din rugăciune, venea cu bicicleta la biserică, eco-friendly, ca să zic așa, și cădea și lanțul din când în când la bicicleta asta, motiv pentru care de fiecare dată povestea ce s-a întâmplat pe drum, avea mâinile murdare de cum și-a pus lanțul, dar știa o grămadă de versete din Biblie, era concordanță biblică. Exact cum e tata pentru mine astăzi, nu trebuie să mă uit pe Google, știu și eu multe versetele, știu multe fragmente din Scriptură, că fie că am vrut, fie că n-am vrut, tata m-a pus să memorez când eram copil, dar oamenii în vremea aia învățau foarte mult cuvântul lui Dumnezeu pe din afară. N-aveau atâtea traduceri, dar cuvântul lui Dumnezeu era în inima lor. Și omul ăsta avea un dar de a te încuraja când era în față. Era un om pe care toată lumea îl iubea. Și mi-aduc aminte că atunci când am început construcția despre care v-am spus, a venit la mine să ajute și el. Era cel mai sărac, oricum, printre cei mai săraci oameni din biserică. A venit cu bicicleta lui, a venit cu o pungă și în pungă avea niște scoabe. Știți ce înseamnă asta? Au venit cu scoabele alea, erau niște scoabe la mâna a doua, a treia, a patra, nu știu, folosite, refolosite. N-arătau prea bine. Și foarte simpatic, au venit cu punga și mi-a zis, frate Ade, zice, am adus și eu, zice, ceva pentru biserică, n-am altceva. Zice, am scoabele astea, dar, zice, să nu-i spui la nevastă mea, că ea nu vrea să le dea. În momentul ăla, eu terminasem teologia de ce puțină vreme și eu am învățat la școală așa, că dacă aduce cineva dintr-o familie bani, trebuie să știe și celălalt, că după aia pot fi discuții. Dar aveam 25 de ani, 26 de ani, el avea 85 de ani. Acum, știți ceva? Bunul simț îți pune limită de multe ori. Asta e o roadă a Duhului Sfânt, bunul simț. Bunul simț mi-a pus limita să-i zic ceva. Ce consiliere să fac eu cu fratele? Eu n-aveam decât 25 de ani, 26. Eram prezbiter cu delegație. Și mă uit la el și zic, bine, frate, pune-l acolo. Mi-aduc aminte că mai venit de câteva ori. Venea cu bicicleta lui, de fiecare dată cu aceeași față conspirativă, vorbea încet, cu toate că nevastă era la câțiva kilometri, dar omul pățit. Zicea, să nu știe nevastă mea. Și eu intram în jocul ăsta lui și zicea, lasă-le aici, că nu zice la nimeni. Pune-le acolo. Le pune acolo. Am strâns scoabele lui, că le-am strâns și la un moment dat am aflat că sunt bolnăvit, dar sunt bolnăvit atât de grav, o primit un diagnostic de la doctori, care cancer, el nu mai voia să facă niciun tratament, am aflat că o zis Domnului, Doamne, dacă vrei să mă iei acasă, ia-mă, dacă vrei să mă vindeci, vindecă-mă, dar eu tratament nu fac. Avea oricum deja 85-86 de ani. Și mi-amintesc că m-am dus să-l vizitez. M-am dus la el acasă, o casă cum era pe vremuri, rare ori mai sunt astăzi așa, din alea cu pământ pe jos. Când am intrat în casă, l-am găsit întins pe pat. Avea o singură încăpere, ba mai avea și tinda, sau chinda, cum îi zicem noi la Bihor. Și dormitorul. Sufragerie, dormitor, tot ce vreți voi. Și l-am găsit întins pe pat cu ochii strălucind de bucurie. Știți, mai ales în vremea aceea era o raritate între pocăiți un asemenea om. Să mă iertați dacă greșesc cu ceva. Ochii străluceau de bucurie. Ani de zile am crezut și eu că a fi pocăit înseamnă să fii tot timpul posomorât, nervos, supărat, întristat. Și am început să-i vorbesc. Și am zis tot ce aveam de zis. I-am făcut ungerea cu un de lemn. Și când în sfârșit am terminat, mi-a zis, frate Adi, eu știu că dumneata ai multe de zis. Dar zice, am să zice și eu ceva. Vreau să te întreb ceva. Și zic, spune frate. Zice, fie vorba între noi, ce vă făceați voi fără scoabele mele? Așa e. Am ieșit din casa lui, dar înainte să ies, zice, ce v-ați fi făcut voi ca voi? Dar ce mă făceam eu? Că eu nu mai trăiesc mult în lumea asta, peste puțină vreme Domnul mă ia. Și eu voi sta în fața Domnului Iisus. Și când Domnul Iisus mă va întreba, tu ce ai făcut pentru biserică? O să zic, Doamne,
uită-te la acoperiș. Când am ieșit din casa lui, am ieșit cu un gust ca ciocolata belgiană, dulce amărui. Cu o lacrimă într-un colț de ochi și cu un zâmbet într-un colț de gură, am pus mâna pe telefon și l-am sunat pe administratorul bisericii și i-am zis: ce ai făcut cu scoabele fratelui Tohan, că așa îi ziceam, după marca de la bicicleta cu care venea? Ce ai făcut cu scoabele lui? Și nu știm, le căutăm, zic rapid, că dacă nu, cădem de mincinoși în fața lui Hristos. Dar nu putem face nimic cu ele, niciun bai. Lipim câteva din ele de acoperișul bisericii. Le-am lipit de acoperișul bisericii. La câteva săptămâni după aceea a trecut din viața aceasta. V-aș putea da exemple de oameni de felul acesta câte vreți voi. În slujirea de păstor până acum, la 43 de ani cât am, mulți înainte vă doresc la fel, am cunoscut o grămadă de oameni de felul acesta. Vreau să vă spun ceva în seara aceasta. Dumnezeu ne poate schimba tuturor viața. Dumnezeu îți poate și ție schimba viața. Tu care ești dominată de depresie și întristare, tu care ești dominat de păcatul din viața ta, Dumnezeu îți poate schimba viața. Am zis, Dumnezeu îți schimbă viața, da? Viața oricum se schimbă în mod imprevizibil și nedrept. Lumea încearcă să te schimbe și în al treilea rând, schimbarea începe cu o hotărâre în inimă. În seara asta, aici, poți lua această decizie în inima ta. Să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, m-am săturat de faptul că mă întristesc parcă fără motiv, m-am săturat ca viața mea să fie dominată de păcat, m-am săturat să fiu tot timpul la pământ, m-am săturat ca alții să-mi spună că niciodată nu voi putea face nimic cu viața mea, m-am săturat să mă las modelat de chipul veacului. Nu vă lăsați potriviți de chipul veacului acestuia. Nu lăsați ca lumea să vă dea identitate. Nu lăsați ca sistemul de valori a lumii acesteia să vă spune că asta sunteți, că ești un om care niciodată nu va depăși limita asta, ci ai curajul în această seară, prăbușit înaintea lui Dumnezeu, să-i spui: Doamne, da, acestea sunt limitele mele, dar știu că prin înnoirea minții mele, Doamne, Tu poți să faci din mine mult mai mult decât pot fi. Da, Dumnezeu te eliberează în seara asta. Da, Dumnezeu în seara asta se atinge de sufletul tău. Da, Dumnezeu se atinge de mintea ta și în această seară nu vei atinge cerul cu mâna, dar Dumnezeu prin Duhul Sfânt va face să coboare cerul în inima ta chiar în seara aceasta. O, și când cerul e prezent în inima ta, când cerul e prezent în inima noastră, suntem mai mult decât biruitori, pentru că Hristos în noi, nădejdea slavei. Pentru că decizia adevărată începe cu momentul acela în care recunoaștem că acestea sunt limitele noastre și spunem lui Dumnezeu: Doamne, am nevoie să fiu mult mai mult. Atinge-te de mine. Aș vrea să vă ridicați în picioare. Aș vrea să-mi permite să fac o rugăciune, dar înainte de a face rugăciunea asta, aș vrea să rămânem în atitudine de rugăciune acolo unde sunteți. Aș vrea să nu vă uitați nici în stânga, nici în dreapta. Aș vrea să vă mulțumesc pentru amabilitatea de a asculta în ciuda căldurii și a faptului că suntem foarte aglomerați. Dumnezeu să vă binecuvânteze, ați fost cei mai receptivi cu putință. Aș vrea acolo unde sunteți să nu vă grăbiți, pentru că în clipele în care vor urma îi vom cere lui Dumnezeu un lucru: Doamne, atinge-te de noi. Vrei ca Dumnezeu să se atingă de tine în seara asta? Dacă vrei să se întâmple acest lucru, aș vrea să rămâi în atitudine de rugăciune. Aș vrea acolo unde e să închizi ochii, nu că nu te-ai putea ruga și cu ochii deschiși, dar aș vrea să stai cu ochii închiși, pentru ca ceea ce se întâmplă în jurul tău să nu-ți distragă atenția. Acolo unde ești, aș vrea să rămâi cu ochii închiși. Lasă-L pe Dumnezeu să schimbe viața. Lasă-L pe Dumnezeu să schimbe viața. Ești astăzi aici pentru că viața ta s-a schimbat în mod nedrept și neașteptat. Dar iată că Dumnezeu a rămas drept. Dumnezeu te-a adus în seara asta aici pentru că vrea să schimbe viața. Dumnezeu e gata să se atingă de tine. O, societatea în care trăiești, lumea în care trăiești, colegii sau prietenii tăi, unii dintre ei au încercat să te schimbe, dar poate au și reușit. Dar dacă astăzi ești la pământ din punct de vedere moral și spiritual, de acolo, din pulberea pământului, Dumnezeu te poate ridica. Roagă-te ca femeia din Vechiul Testament: Doamne Dumnezeule, Tu ești Cel care ridici pe cel sărac din pulberea pământului. Dacă e cineva în seara asta care vrea să aibă viața schimbată de Dumnezeu și vrei să-i spui: Doamne, am nevoie să fiu transformat de Tine,
Poate n-ai trecut niciodată prin momentul acesta al convertirii, n-ai avut niciodată un moment în care să iei această decizie. Daniel a hotărât în inima lui să nu se spurce. De ani de zile dai vina pe satana, dai vina pe situația în care te afli și de ani de zile nu se schimbă nimic în viața ta pentru că n-ai avut puterea să iei această decizie. Dacă în seara asta ești aici, să știi că schimbarea începe cu această decizie pe care o iei în inima ta. Daniel a hotărât în inima lui să nu se spurce. Ești gata să iei această decizie? Dacă e cineva în această seară care vrea să ia această decizie, ca viața lui să se schimbe și Dumnezeu să se atingă de sufletul lui, aș vrea acolo unde ești să ridici o mână sus pentru că vreau să mă rog pentru tine. Aș vrea să nu ne uităm nici în stânga și nici în dreapta. Dacă te uiți la viața ta în această seară și constați că viața ta trebuie să se schimbe, că ai încercat de foarte multe ori, dar n-ai reușit, dar ai constatat în această zi că ai nevoie ca Dumnezeu să coboare cerul în inima ta, Duhul lui Dumnezeu să coboare și El să-ți transforme viața. Acolo unde ești, nu te chem în această zi să devii penticostal sau baptist sau să treci la o anumită confesiune, ci te chem la o relație personală cu Dumnezeu. Acolo unde ești, în inima ta, în sufletul tău, spune-i: Doamne, am nevoie ca viața mea să se schimbe. Și viața ta se va schimba în clipa în care vei crede că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea asta să se atingă de tine și să schimbe viața.